Premierul Republicii Moldova este îngrijorat că Rusia ar putea invada Republica Moldova. Natalia Gavrilița a declarat într-un interviu pentru CNN că este foarte îngrijorată cu privire la acțiunile armatei Moscovei, care avansează în estul și sudul Ucrainei, în apropierea graniței moldo-ucrainene. We are worried, of course, this is a risk. It's a hypothetical scenario for now, uh, but uh, if uh, the military actions uh, move further uh, into the southwestern part of Ukraine and towards Odessa. Then, of course, we are very worried. Trupele rusești speră să cucerească Estul Donbasului inima industrială a Ucrainei și să asigure un pod terestru către peninsula Crimea. Acest lucru le-ar oferi acces la Transnistria, o regiune separatistă susținută de Rusia, care s-a declarat independentă după un scurt conflict militar în 1992. We are doing everything possible to maintain peace and stability and to ensure That the fighting does not escalate. Teama Moldovei de o invazie rusă s-a accentuat în martie când o fotografie care a făcut obiectul unei scurgeri de informații l-a arătat pe aliatul lui Putin și președinte al Bielorusiei, Alexander Lukashenko, arătând Moldova pe o hartă de luptă. Premierul Republicii Moldova, Natalia Gavriliță, spune că agresiunea lui Putin a creat o situație dificilă pentru alte țări europene, nu doar pentru Moldova. If a country can start an annexation war, Um, without any regard for uh, you know, international law, then, in this sense, nobody is safe. Uh, uh, and I think that a lot of uh, uh, countries are worried.